Timp de 12 ani, în această cușcă a stat ursoaica Odi. Timp de 12 ani a mâncat numai coceni și a stat jos fără să aibă măcar o bucată de lemn. Timp de 12 ani, ursoaica Odi n-a pășit nici măcar o singură dată în viața ei pe pământ. A stat 12 ani pe gratii. Oameni buni, atenție! Aici nu ne aflăm la o grădină zoologică. Suntem în cel mai mare sanctuar al urșilor bruni din lume. Ei dintre ei nu scapă de aceste traume niciodată. Chiar dacă au 69 de hectare la dispoziție, au foarte mult teren aici, nu scapă de acea cușcă imaginară și fac ture cum făceau în cușca lor, în locul în care au trăit o viață întreagă, la milimetru, adică se plimbă până într-un anumit punct, își ridică lăbuța atât și se întorc. Pe când era puiuț, ursulețul Max a fost orbit. Efectiv, i s-au băgat ace în ochi ca să orbească și să nu reacționeze la blițurile aparatelor de fotografiat în momentul în care era folosit pe post de clown, fiind încarcerat la Sinaia. Au fost extrem de multe cazuri de urși sinus captivi ca atracții turistice. Și atunci a venit soluția din partea Asociației Milioane de Prieteni de construire a unui sanctuar. Evident că tot ce s-a făcut, s-a făcut cu bani, finanțe proprii, din donații și din ajutoare venite din străinătate, de la Asociația Mondială de Protecție Animalelor din Anglia. Poate aveți sentimentul că pandemia ne afectează numai pe noi, dar nu e așa. Cheltuielile anuale cu acest sanctuar se ridică la peste 700.000 de euro. Eu acasă am 4 câini, 3 pisici și 3 porci pe care n-am de gând să-i tai de Crăciun. Acestor suflete trebuie să le ofer iubire, dar pe lângă iubire au nevoie de hrană, au nevoie de curățenie, au nevoie de tratamente. Acum imaginați-vă ce înseamnă să îngrijești 110 urși. Urși care au probleme dentare foarte mari, probleme locomotorii. Unii urși sunt orbi, alții sunt aproape orbi. Sunt unii care au probleme de auz. Unii dintre ei au probleme de echilibru, probleme neurologice. Alți ursuleți necesită operații. Ba mai mult decât atât, întreg sanctuarul este supravegheat video. Cineva trebuie să-i supravegheze 24 de ore din 24. Mentenanța piscinilor, reparația piscinilor, toate acestea costă și costă foarte mult. Iubești animalele? E momentul să sari în ajutorul lor. Oricine poate să ajute ursuleții din sanctuar. Inclusiv companiile. Puteți dirija 20% din impozitul pe venit ca să salvăm ursuleții sau ca să le oferim o viață mai bună.